A fost înființată în anul 1997 la inițiativa părintelui arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale din București, și este format în special din tineri teologi pasionați de muzică psaltică de tradiție bizantină. Numele Tronos a fost dat grupului de fratericitul părinte patriarh Daniel în anul 2007. Îi cunoașteți cu siguranță, în special de la slujbele oficiate la Catedrala Patriarhală, acolo unde dau răspunsurile zilnic. La acest concert participă pentru a șaptea oară. Au răspuns întotdeauna afirmativ invitației de a cânta în scop caritativ. Până în prezent, Tronos a participat la numeroase concursuri și concerte de muzică bizantină atât în țară cât și în străinătate. Amintim aici Grecia, Italia, Franța, Germania, Spania sau Cehia. Grupul a susținut concerte și în numeroase biserici din țara noastră. Între activitățile desfășurate de-a lungul anilor, grupul Tronos, condus de părintele arhidiacon Mihail Bucă, se numără și imprimarea compactiscurilor de muzică bizantină. Doamnelor și domnilor, grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. Sure.
Să ieșiți din rai pe al lumii plan.
Saduceți-l cu Dumnezeu în garul nasați, casă și colaș pe masă. Alta bucurie, dar veselie și alta creștinare, sfânta botezare. Yeah.